Legătura feroviară între București și aeroportul Otopeni, pe 17 km din cei 19, folosește o cale ferată existentă, în fapt magistrala 7 București-Urziceni-Brăila-Galați. Proiectul propriu-zis și ce este nou la el va fi acest sector de 2 km dintre calea ferată și terminalul de pasageri de la Otopeni. Un proiect pe care noi îl estimăm a se finaliza în 2018 spre vară. Proiectul va fi realizat de către CFR Infrastructură în regie proprie cu specialiști, un proiect care nu va fi greu de implementat, însă are două puncte într-adevăr dificile la care va trebui un pic de atenție, și anume subtraversarea drumului național 1 într-o zonă cu trafic foarte intens și terminalul provizoriu, terminalul de pasageri feroviar din zona aeroportului. Terminalul de pasageri provizoriu, și spun provizoriu pentru că în final terminalul de pasageri va fi unul multimodal cu metroul când magistrala 6 va ajunge la aeroport, terminalul de pasageri va fi în apropierea parcării de la terminalul de sosiri al aeroportului, la 100 de metri. Dacă vreți, de două ori distanța din parcare la terminal, adică o distanță foarte, foarte scurtă, care va fi asigurată conform proiectului pe care CFR l-a realizat printr-un trotuar rulant și un pasaj de conexiune. Proiectul a căpătat maturitate de la momentul în care a fost prezentat în urmă cu două luni. Deja specialiștii de la CFR Infrastructură au făcut ridicările topografice în teren, în urma cărora s-a definit aliniamentul cel mai bun pentru legătura feroviară. Au fost realizate legăturile și cu CNAIR-ul, pentru că vorbim de supraversare de la DN1, dar au fost obținute și avizele de la Autoritatea Aeronautică Română și de la aeroportul Otopeni, pentru că este o zonă sensibilă din punct de vedere al construcțiilor. Mai mult decât atât, specialiștii de la CFR Infrastructură au realizat simulări 3D și au definit practic cum va arăta acest terminal și poziționarea lui în spațiu în zona Otopeni. Primele etape deja au fost parcurse, s-a identificat sursa de finanțare și doresc să subliniez faptul că proiectul este prins în masterplanul general de transport, este în programul operațional infrastructură mare, deci vorbim de un proiect care are sursa de finanțare asigurată. Următoarea etapă, s-a definit traseul, este o etapă foarte, foarte importantă, s-a revizuit studiul de fezabilitate pentru că exista la un moment dat un studiu de fezabilitate de legătură. În următoarea etapă, în 2017, vor începe lucrările efectuate de CFR Infrastructură și se va începe și subtraversarea la DN1. În 2018 urmează să fie operabilă această cale ferată, legătura între gara de Nord și Otopeni. Costurile pentru legătura feroviară sunt relativ reduse. Vorbim de costuri de sub 100 de milioane de euro pentru întreg proiectul. Timpul de legătură între gara de Nord și aeroportul Otopeni va fi de 18 minute. Cu trenuri de călători pe o cadență în funcție de fluxurile de pasageri din Otopeni, noi estimăm că la orele de vârf să avem o cadență de 4 trenuri pe oră, ceea ce înseamnă un tren la 15 minute, urmând ca această cadență să scadă pentru intervalele dintre vârfuri sau să rămână operabil chiar și noaptea, pentru că există curse care operează noaptea, probabil ca la un tren pe oră. O cadență deasă, dar care se va rări, dacă vreți, la legătura cu Bucureștiul, la momentul în care magistrala M6 de metrou va ajunge la aeroport. Am analizat și situația cu trenuri intercalate care să oprească și pe parcurs. Asta ar însemna că vor fi trenuri care pot opri în Pajura, pot opri în Chitila, pot opri în Mogoșoaia pentru cartierele Giulești, pentru cartierul Grivița, astfel încât să se poată asigura și o legătură intermediară între aeroport și zona de nord a Bucureștiului. Deci putem vorbi de un tren care să fie direct București-aeroport și intercalat între aceste trenuri să fie trenul cu mai multe opriri. Calea ferată spre Otopeni și magistrala M6 de metrou nu sunt niște proiecte concurente. Trebuie să le privim ca niște proiecte care sunt în armonie și sunt complementare. De aceea, proiectul de cale ferată, vorbesc de un terminal provizoriu până în 2020-2021, când va ajunge metroul, pentru că terminalul propriu-zis, terminalul multimodal, va fi cel comun cu metroul. Deci sunt niște proiecte care nu se exclud și se întregesc unele pe altele, pentru că proiectul de cale ferată rămâne fezabil și după implementarea metroului. Una dintre componentele principale ale proiectului nu este
doar legătura cu Bucureștiul, ci este legătura și cu alte zone urbane din România. Gândiți-vă că se pot asigura legături Brașov, Ploiești, Otopeni, fără tranzit prin Gara de Nord, prin București, sau de la Constanța la Otopeni, sau de la Galați la Otopeni, sau de la Craiova la Otopeni, din nou fără a trece prin București, direct pentru călătorii, pasagerii aeroportului Otopeni. Sunt lucruri care sunt noi pentru România, dar sunt lucruri care se întâmplă de mulți ani în Europa. De aceea proiectul de cale ferată nu este unul dedicat Bucureștiului. Într-adevăr, în prima fază va opera foarte des cu capitala, dar după apariția metroului, concentrarea va fi pe legătura cu ariile urbane din sudul României și, de ce nu, și din nordul Bulgariei, zona Ruse, care poate fi deservită de către aeroportul Otopeni.